Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou horoscop, de această dată cel aferent lunii ianuarie 2023. Dragilor, în primul și în primul rând vreau să vă urez ca acest nou an să vină către voi cu toate binecuvântările de care aveți nevoie, cu sănătate, cu prosperitate, cu abundență financiară, cu iubire infinită, iubire manifestată în toate formele ei, cu liniște în suflete, pace, armonie, echilibru și, bineînțeles, cu reușite și succes și cu o viziune cât mai amplă asupra vieții voastre. Și, de asemenea, pentru că și anul ce urmează va avea provocările sale, vă doresc să vă înarmați cu putere și cu multă, multă credință. Pentru că în acest fel vom putea trece peste toate obstacolele și provocările pe care viața ni le pregătește pentru ca noi să putem învăța tot ceea ce avem de învățat, astfel încât să evoluăm, să ne dezvoltăm și să tindem către cea mai bună variantă a noastră, oricât de clișeic ar suna. Așadar, dragii mei, vă invit să îmi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla horoscopul lunii pentru fiecare semn zodiacal în parte. Vă pup! Bun venit, dragi nativi ai zodiei Leu! Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în semnul zodiei Leu, care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare în acest semn zodiacal. Vă invit să-mi rămâneți alături pe parcursul acestui video pentru a afla cum vă vor influența energiile astrale parcursul în luna ianuarie a anului 2023. Așa cum v-am obișnuit, vom parcurge începutul, mijlocul și finalul de lună, astfel încât să puteți avea o imagine cât mai amplă asupra evenimentelor și asupra energiilor ce vă vor guverna pe între parcursul lunii ianuarie. Dragilor, pentru voi, începutul de an, începutul lunii ianuarie, este unul relaxat. Sunteți ușor contemplativi, ușor melancolici. Asta pentru că aveți, simțiți nevoia să reflectați asupra evenimentelor ce au avut loc pe parcursul anului 2022. Este un moment foarte bun de început de an să faceți o retrospectivă a tuturor emoțiilor și a tuturor experiențelor pe care le-ați avut anul anterior, astfel încât să puteți intra mult mai în contact cu nevoile voastre, cu dorințele voastre și să vă setați intențiile potrivite parcursului vostru evolutiv pentru anul 2023. Așadar, începutul lunii este unul cumva în termeni liniștiți pentru voi. Însă, înspre mijlocul lunii, mai exact în perioada 9-10 ianuarie, luna vă va tranzita semnul zodiacal, ceea ce înseamnă că emoțiile vor atinge cumva un apogeu pentru voi pe parcursul lunii ianuarie și este bine să acordați atenția necesară acestora și să vedeți ce anume doresc să scoată la suprafață. Emoțiile vă vor tranzita sectorul ce are legătură cu viața socială, cu contextele sociale din care faceți parte, comunitatea sau grupul, anturajul din care faceți parte, da? Poate că vă veți simți singuri în această perioadă sau vă veți da seama că persoanele care odinioară vă erau alături acum nu mai sunt și posibil să resimțiți o oarecare nostalgie în acest sens. Așadar, în sfera aceasta a relațiilor sociale, veți avea nevoie de o recalibrare a emoțiilor, să vedeți cum este necesar să vă raportați de aici încolo
la acest segment din viața voastră. Mai ales că în data de 9 ianuarie, dragilor, luna neagră Lilith va intra în semnul vostru zodiacal. Va părăsi zodia Leu după multe luni în care aceasta a stat acolo și a tot zgândărit nativii zodiei Rac cu energia sa destul de apăsătoare. Iar acum, ce credeți, se mută în semnul vostru zodiacal. Ei bine, Lilith, luna neagră Lilith în astrologie este asociată cu umbra în hărțile natale, cu karma legată de egoism. Ce face luna neagră atunci când se află într-un semn zodiacal? Practic amplifică, aduce la lumină trăsăturile aflate în octava inferioară a zodiei respective. Pentru Leu, în octava inferioară regăsim trăsături precum egoismul, egocentrismul, drama, victimizarea, mândria excesivă, vanitatea, tot ce înseamnă partea aceasta de manifestare a pasiunii și manifestare emoțională exagerată. Chiar tendințe spre dictatură, spre a-i domina pe cei din jur, spre a-i monopoliza, a-i manipula și a-i invada. Sunt aduse, practic, în prim plan toate chestiunile care au legătură cu manifestarea excentrică, cu manifestarea extremistă la nivel emoțional. Aveți grijă, pentru că este posibil pentru cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia leului ca de aici încolo, pe durata tranzitului lunii negre în semnul vostru zodiacal, să resimțiți o sete puternică de putere, de care se poate manifesta chiar agresiv, despotic față de partenerul de viață în special, da? Pentru că luna neagră ne aduce în lumina reflectoarelor relațiile amoroase, relațiile sexuale, da? Deci partea de sexualitate. Gelozia, atenție foarte mare la modul în care vă manifestați gelozia și posesivitatea. Sunteți parte din rândul semnelor de foc, așa că vorbim aici de o încărcătură de posesivitate și de gelozie mare, cu atât mai mult cât luna neagră vă va tranzita semnul zodiacal, aceste trăsături vor reieși la suprafață. Dacă au mocnit undeva, dacă au stat acolo așa într-o stare de inerție, bine, trebuie să știți că în următoarele luni de zile ele vor ieși la suprafață și vă vor solicita destul de mult, astfel încât să le acceptați și să începeți să lucrați cu ele, să le transformați într-o energie benefică vouă și celor din jurul vostru. Atenție la modul în care vă manifestați în plan intim, în planul sexualității, pe toată durata lunii negre în semnul vostru, pentru că inclusiv această dorință nestăvilită pe plan intim vă va năpădi și este posibil să aveți tendința, poate, să vă înșelați partenerul sau, dacă sunteți singuri, să faceți abuz de sfera aceasta a vieții voastre și să treceți dintr-o relație în alta, și acest lucru nu va face decât să vă adâncească și mai mult în această rană, în această umbră. Nu veți dobândi satisfacția de care aveți nevoie sau conexiunea după care tânjiți, sub nicio formă nu acesta este răspunsul. Dar dorința va fi acolo și cea mai la îndemână modalitate de a o satisface este aceasta. Mesajul și cumva scopul acestui tranzit este acela de a vă rafina toată această manifestare, toată această dorință, toată această pasiune. Da, aveți nevoie să vă rafinați, să vă maturizați, să vă elevați acest sector al vieții voastre. Atenție la modul în care aveți tendința să furați energia partenerului de viață sau persoanelor cu care intrați în
pentru un raport intim, mare atenție, pentru că dincolo de pasiunea cu care sunteți voi înzestrați, mare atenție că atunci când sunteți, când vă simțiți frustrați, aveți tendința să puneți o energie negativă în actul intim, da? Deși sunteți foarte înflăcărați, pasionali, energia pe care o exercitați este una negativă, care poate face rău atât persoanei care este implicată în raportul intim cu voi, dar mare atenție și vouă, da? Și mare atenție la problemele de sănătate ale aparatului reproducător. Deci, mare atenție în această zonă și cu atât mai mult cu cât puteți face excese, puteți abuza de această zonă, să fiți atenți, da? Cum exercitați toate aceste lucruri, astfel încât să nu fiți afectați în planul sănătății fizice. Leul este guvernat de soare. Soarele are în grijă inima, chakra inimii, da? Dragilor, voi fără iubire, în formă pură și fără afecțiune, nu puteți funcționa la nivel optim, da? Așadar, pe durata tranzitului lunii negre în semnul vostru zodiacal, va trebui să depășiți acest impuls, această refulare, acest refugiu sexual, pentru a vă căuta, de fapt, împlinirea la nivel emoțional, la nivel sufletesc. Voi ajungeți să faceți excese în planul fizic din dorința voastră de a primi validare și de a primi atenție, da? Așa cum spuneam, luna neagră are tendința să aducă la suprafață trăsăturile mai puțin plăcute ale semnului zodiacal în care se află. Prin urmare, dorința de a fi în centrul atenției cu orice preț poate fi adusă la lumină în intervalul următor. Așadar, încercați să nu confundați cele două aspecte, partea intimă a vieții cu partea emoțională. Dacă doriți să le îmbinați, este minunat, într-adevăr, dar faceți-o într-un mod benefic vouă și benefic persoanei sau persoanelor cu care alegeți să intrați într-o astfel de relație amoroasă. Da? Evitați tot ce înseamnă toxicitatea, agresivitatea, gelozia și posesivitatea, da? Dorința de a fi din nou Lilith, pentru că reprezintă umbra, mare atenție la chestiunile obsesive. Aveți grijă să nu cumva să transformați poate niște sentimente frumoase față de cineva într-o obsesie, în ceva toxic, da? Deci este o perioadă cu multe provocări, este o perioadă care va provoca sectorul vieții amoroase. Dacă vă aflați într-o relație serioasă sau într-o căsnicie, mare atenție, pentru că ea poate fi struncinată și fie veți ajunge să fiți infideli, iar partenerul va afla și acest lucru va duce către o ruptură, fie veți avea tendința să puneți o presiune foarte mare pe partenerul de viață, deci oricum ar fi, lucrurile se pot destabiliza. Dacă sunteți singuri, nu vă aflați într-o relație, atenție la excesele de ordin intim, da? În disperarea de a căuta acea afecțiune și acea atenție de care aveți nevoie, aveți grijă să nu vă duceți în exces. De asemenea, încă un lucru pe care luna neagră îl poate zgândări pentru cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei leu, este partea de creativitate, relația cu copiii. Atenție mare, pentru că puteți resimți blocaje în tot ceea ce înseamnă sfera aceasta de manifestare artistică, creativă, da? Vă puteți simți blocați, lipsiți de idei, de energie, de inspirație, da? Și din nou atenție la, pentru cei dintre voi care aveți copii, la modul în care gestionați relațiile cu aceștia sau dacă micuții voștri sunt născuți în semnul zodiei leu, mare atenție cum interacționați voi cu ei, să nu le accentuați și mai tare toată perioada care se va desfășura de aici încolo cu luna neagră în zodia leu. Pentru cei dintre voi care aveți copii, va fi foarte provocată relația cu aceștia, va fi provocată răbdarea voastră, diplomația, compasiunea, modul în care
alegeți să comunicați cu aceștia, gradul de maturitate și de înțelepciune. Deci este o perioadă în care este bine să lucrați la partea de autocontrol și, dar atenție, nu la a vă inhiba emoțiile și manifestarea, ci la a le controla într-o direcție pozitivă și într-o direcție constructivă vouă și celor din jurul vostru. Este un an în care e posibil să respingeți relația cu copiii voștri sau să o tratați într-un mod dictatorial, să deveniți prea duri, prea agresivi, incisivi, mult prea impunători, să exercitați o autoritate excesivă, da? Deci vor urma niște luni destul de dificile pentru toți cei dintre voi care sunteți sub semnul acestei zodii. Așadar, această perioadă, cum v-am spus, debutează pe data de 9 ianuarie 2023. Pregătiți-vă pentru aproape un an de zile de agitație în acest sens, da? De cizelare a tuturor trăsăturilor mai puțin plăcute, mai puțin beneficiale zodiei Leu. Ele sunt aduse la lumină tocmai pentru a fi văzute, acceptate și vindecate ulterior. Pe data de, în intervalul 9-10 ianuarie, așa cum v-am spus, vă va tranzita și luna, semnul zodiacal, deci cele două, luna și partea întunecată a ei, deci acest asteroid, luna neagră, vor intra într-o relație de conjuncție, deci se vor întâlni, prin urmare, debutul lui lunii negre în semnul vostru zodiacal va fi unul exploziv, unul foarte intens din punct de vedere emoțional, da? Dar este bine să cunoașteți aceste informații ca să știți ce se întâmplă cu voi, da? Și soluția în niciun caz nu este să intrați în panică și să mergeți în direcția negativă, da? Încercați pe cât posibil să vă găsiți activități care să vă aducă un echilibru, să vă aducă plăcere, relaxare, să vă înconjurați de oameni pozitivi, de oameni care să vă devină mentori în tot acest parcurs evolutiv. Deci înconjurați-vă de oameni de la care să aveți ce învăța. Lăsați un pic partea aceasta egocentrică deoparte și înțelegeți că și voi aveți nevoie de ghidare și voi aveți nevoie de consiliere, aveți nevoie de comunicare și de a fi ascultați. Așa că faceți demersurile necesare în acest sens ca și părere, sfat sau cum doriți să interpretați. V-aș îndruma să căutați în perioada următoare ajutor de specialitate, fie că apelați la ședințe de psihoterapie sau la terapii alternative. Ideea este să vă ajutați suplimentar, dincolo de ce puteți face voi singuri, da, pe plan individual, este bine să cereți, să învățați să cereți ajutorul și să-l acceptați, fără teama de a fi judecați sau fără a vă exercita orgoliul. Bun, dragilor, finalul de lună este unul destul de apăsător, în sensul că atenția se mută pe sfera spiritualității, a dezvoltării personale, a dorinței de a vă conecta cu sursa divină, de a vă conecta la credința interioară, la vocea interioară, de a descoperi poate noi filozofii de viață. Deci nu uitați că luna neagră vă impulsionează totuși să faceți următorii pași înspre evoluție. Așadar, căutați să citiți, să vă documentați cât mai mult în planul acesta spiritual și să vă găsiți direcția în care să vă îndreptați, direcția cu care să rezonați, să experimentați, dați-vă voie să experimentați, să explorați domenii noi, filozofii de viață noi, locuri noi. Poate veți simți nevoia să faceți o călătorie spre finalul lunii ianuarie. Fie o călătorie spre locurile de origini, da, spre casa în care v-ați născut, locul în care v-ați născut, fie din contră, poate veți simți nevoia să explorați locuri noi, încărcate spiritual, deci care să aibă o anumită încărcătură emoțională, spirituală pentru voi. Așa că spre finalul lunii, poate că veți reuși să vă mai liniștiți un pic toată încărcătura de la mijlocul lunii printr-o
într-o călătorie care să vă deschidă noi orizonturi, noi perspective prin care să cunoașteți noi oameni sau să vă revedeți cu oameni dragi vouă, de la care simțiți că aveți ce învăța. Și cam acestea ar fi informațiile din punct de vedere astrologic pentru luna ianuarie anului 2023 pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Leu. Dragii mei, așa cum v-am obișnuit, voi extrage mesaje, câteva mesaje de la cărțile Oracol, iar de această dată voi folosi două oracole noi pe care vi le-a adus Moș Crăciun și voi începe cu oracolul Îngerilor. Să vedem ce mesaje au aceștia, ce mesaje au aceștia pentru, deja a ieșit un mesaj, pentru toți cei dintre voi care aveți legătură cu energia zodiei Leu în luna ianuarie anului 2023. Bun, mai știu încă un mesaj. Avem două mesaje. Trei? Wow! Măi, oameni buni! Măi, la voi este... Bun, au ieșit trei îngeri aici. Cardurile sunt cele cu numărul 6, 7 și 14. Pentru cei dintre voi care doriți să vă notați aceste numere, poate rezonați cu ele și doriți să căutați mai multe informații legate de acestea. Dar ce văd eu aici? Aceste cărți au imagini și am să vă citesc din cărticica lor și simbolistica. În prima carte avem un cuplu care se află aici în momentul căsătoriei. Deci vorbim aici despre o uniune a sufletelor pereche. Haideți să vedem ce spune cărticica. Vorbim aici despre Îngerul Iubirii, care revarsă asupra voastră, care aduce în viața voastră energia inimii, care vă pune în contact, vă aduce în contact cu o persoană iubită, cu o persoană dragă sufletului și inimii voastre. Este energie de suflet pereche aici și, practic, acest înger aduce protecția iubirii voastre. Da? Cel de-al doilea card. În cel de-al doilea card avem un înger care cântă și un cuplu cu un bebeluș. Poate pentru unii dintre voi urmează căsătoria sau v-ați căsătorit deja și urmează să aveți parte de venirea pe lumea unui sufletel. Dacă nu, poate că urmează să aflați acest lucru. Acest înger este Îngerul Victoriei, care vorbește despre partea spirituală a aducerii pe lumea unei noi vieți. Poate că pentru unii dintre voi nu este vorba despre o nouă viață, da? Un copil, poate este vorba despre un nou proiect în viața voastră. Poate că ați lucrat la ceva sau vă doriți ceva cu toată inima, iar acest lucru se naște, apare contextul de a crea, da? De a aduce pe lume ceva important pentru voi. Practic, acest înger a prevestit nașterea, aici în imagine este un băiețel, poate pentru unii dintre voi are o anumită simbolistică, și ne vorbește despre Fiul Luminii, da? Tot a fost Crăciunul, despre nașterea Domnului, deci vorbim despre binecuvântări puternice, despre binele care înfrânge răul, și despre dorința de a progresa, de a evolua, de a crește. Iar cel de-al treilea card, cel cu numărul 14, are aici un îngeraș care are un ulcior cu apă din care varsă și acesta este Îngerul Moderației, da? Care reprezintă abilitatea de a-ți exercita partea de răbdare, de așteptare, de a găsi echilibrul și armonia
între tot ceea ce se întâmplă în viața ta, între partea emoțională, apa simbolizează emoția, da? Partea emoțională și partea rațională. Ai nevoie să aduci moderație și echilibru între cele două planuri ale vieții tale. Așadar, ești încurajat și ești protejat, sunteți de fapt toți cei dintre voi care aveți legătură cu energia zodiei leu, sunteți protejați totuși, chiar dacă va avea loc acest eveniment astral și anume luna nouă, Lilith va intra în semnul vostru zodiacal, totuși îngerii sunt de partea voastră și vă încurajează pe cei dintre voi care sunteți la început de drum într-o căsnicie sau într-un cuplu, pe cei dintre voi care sunteți pe punctul de a duce pe lume un nou sufletel sau cei dintre voi care doriți să creați ceva nou, să lansați o idee nouă, un proiect nou, da? Sunteți încurajați, dar cheia este moderația, echilibrul și armonia, da? Nu le duceți într-un exces pe niciunele. Deci avem aici totuși familia, a ieșit familia, ideea de familie. Că e vorba de familie tradițională, da? Sau că, ok, poate alegeți să fiți într-o relație, dar nu doriți să vă căsătoriți sau nu doriți să faceți un copil, asta nu este o problemă. Ideea este armonia. Este important ca voi să vă simțiți bine cu voi în cadrul unei astfel de relații, dar și partenerul vostru, da? Nu uitați de empatie și de altruism și de grijă și protecție față de cei din jurul vostru, astfel încât să puteți echilibra lucrurile. Iar acum am să extrag un mesaj sau mai multe și din oracolul cu mesaje de la Univers. Revorbenind completarea mesajelor îngerilor pentru toți cei dintre voi care aveți legătură cu energia zodiei leu în luna ianuarie anului 2023. La voi 3 mesaje de la îngeri, 3 mesaje de la univers, deci foarte interesant. Recunosc că până acum am ales frica, așa că aleg din nou. De data asta aleg iubirea. Voi pune poză cu toate mesajele la finalul acestui video pentru că nu reușesc să le focalizează foarte bine. Al doilea mesaj. Fac tot ceea ce este necesar să fac ca să ajung cât mai aproape de înțelepciune, de conștiința supremă. Da? Și avem aici o buvniță care este o cuvea care este simbolul înțelepciunii, da? Al conștiinței divine. Iar cel de-al treilea mesaj spune așa, că ești un spirit care are o experiență umană și ești aici pentru a ajunge cât mai aproape de iubire. Iubirea care te definește, da? Foarte frumoase mesajele, superbe, superbe, aveți niște mesaje absolut superbe. Așadar, acestea au venit în completarea informațiilor astrologice, astfel încât să se creeze un echilibru și să nu intrați în panică atunci când veți simți totuși că vor da năvală în viața voastră emoții de tot felul. Să nu uitați că sunteți protejați, ghidați și susținuți de entități de lumină și important este să intrați în contact cu intuiția voastră, cu inima voastră, astfel încât să fiți capabili să auziți și să vedeți aceste mesaje și aceste semnale pe care le primiți. Dragilor, acestea fiind spuse, dacă mi-ați rămas alături până la finalul acestui video, vă mulțumesc din inimă și vă invit să vă abonați canalului meu, în cazul în care nu ați făcut acest lucru deja, și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, mă găsiți pe paginile de Facebook și Instagram cu Terapie prin Astrologie. Dacă doriți să-mi lăsați un mesaj, o sugestie sau un comentariu, puteți face acest lucru fie pe paginile rețelelor de socializare, fie pe adresa de e-mail contact@terapieprinastrologie.ro. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprinastrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi
toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi, astfel încât să începeți anul într-o atmosferă divină, într-o atmosferă spirituală și să intrați în contact profund cu natura voastră, să intrați în contact și să aflați cât mai multe informații despre amprenta voastră astrologică din această existență și nu numai. Dragilor, acestea fiind spuse, vă urez ca luna ianuarie, ca acest început de an 2023 să vină către voi cu resursele necesare de care aveți nevoie, cu răbdare, cu pace, cu armonie, cu blândețe și cu iubire, în primul rând, față de propria persoană și apoi față de cei din jurul vostru. Dragilor, vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa! Thank you.